Primăria Municipiului Călăraș a organizat vineri 4 iunie în sala de ședințe conferința de presă privind finalizarea implementării proiectului Sistem Integrat pentru Simplificarea Procedurilor Administrative și Reducerea Birocrației la nivelul Municipiului Călăraș. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020 și a avut ca obiectiv general consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Călăraș prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând un sistem integrat ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu strategia pentru consolidarea administrației publice. Valoarea totală a proiectului a fost de peste 2.900.000 de lei. Bună ziua! Bine ați venit la conferința care marchează finalizarea proiectului cu titlul Sistem Integrat pentru Simplificarea Procedurilor Administrative și Reducerea Birocrației la nivelul Municipiului Călăraș. Proiect finanțat prin POCA, Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Contract de finanțare semnat în data de 5 iunie 2019 cu o durată de implementare a proiectului de 24 de luni. Astfel că astăzi am ajuns în ultima zi de implementare a proiectului. Prin acest proiect, practic, s-a propus și realizat digitalizarea și automatizarea instituției prin instalarea unor module informatice și echipamente și servicii informatice care au venit în completarea sistemului deja implementat la nivelul instituției. Pot spune că prin acest proiect sau toate rezultatele proiectului și indicatorii au fost realizați așa cum au fost asumați în cererea de finanțare și în contractul de finanțare. Și deci printre rezultate previzionate și și obținute, avem un sistem informatic integrat de optimizare procese dezvoltat în vederea adoptării de proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni. Și al doilea rezultat, 50 de persoane instruite la cursurile de formare profesională în două sesiuni care au fost organizate luna trecută și care au fost certificate la finalizarea cursurilor. Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Călăraș prin, cum spuneam, simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând acest sistem informatic integrat. Proiectul a fost cofinanțat prin Fondul Social European, FSE, POCA 2014-2020, axa prioritară 2, administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1, introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu strategia de consolidare a administrației publice. Valoarea totală a proiectului este în jur de 2.932.475 de lei, iar valoarea eligibilă a proiectului de 2.920.575,10, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 2.862.163,60 și cofinanțarea noastră din bugetul local a fost de 2%, practic undeva la 58.411 lei. Deci 98% au fost de la bugetul de stat și de la Uniunea Europeană, 85% de la Uniunea Europeană și 13% de la minister, de la bugetul de stat, și doar 2% de la bugetul nostru local. Aș vrea să mulțumesc tuturor angajaților primăriei, personalului, pentru implicare și sprijin în implementarea acestui proiect, care cred eu că este un proiect de viitor și digitalizarea cam aceasta este viitor. Dau cuvântul domnului primar pentru... Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zică! Așa cum ați văzut, acest proiect deja am făcut pasul digitalizării.
sper să-și atingă țintele pe care le-am prognozat aici, să debirocratizăm, să reducem birocrația, să simplificăm procedurile administrative, pentru că avem nevoie de ele. De astăzi putem să spunem că cetățeanul poate accesa primăria Călăraș mult mai ușor în toate aceste ținte asumate pe care vor fi prezentate ulterior, dar cu siguranță este un pas spre viitor. Drept urmare, fac apel ca toți cetățenii Călărașului care au acces la internet să folosească această oportunitate de a simplifica drumurile până la primărie. Este bine să folosiți site-ul și o să urmăresc să funcționeze așa cum trebuie ca să atingem toate aceste ținte, să ne atingem obiectivul pe care l-am dorit în acest proiect. Eu vă mulțumesc pentru implicare și sper ca acest proiect să nu fie ultimul, pentru că dacă tot am făcut pasul ăsta spre digitalizarea primăriei, atunci trebuie să ne conectăm tot timpul la informații și să putem să dezvoltăm și alte programe conexe pe acest proiect. Vă mulțumesc pentru implicare. Mulțumesc. Și pe viitor să avem cât mai multe proiecte. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Simona Ilie, de la firma Integrisoft, care a furnizat aceste servicii informatice. Vă rog. Bună ziua! Colegul meu, Florian Zica, mă știe de ceva timp, îi înțeleg emoția. Vreau să știți și ca și funcționari publici și ca și simpli cetățeni că este unul din primele proiecte finalizate la timp în programul POCA, lucru care ne bucură și lucru care într-o mare măsură vi se datorează, pentru că este un proiect de echipă, este un proiect de parteneriat. E un proiect care pe foarte mulți dintre noi ne-a scos din zona de confort și nu este decât începutul, da? Fiindcă procesul de digitalizare, din acest punct de vedere, a fost furat de către Primăria Călăraș, adică a fost început în urmă cu un an și ceva, ceea ce este extraordinar, fiindcă, așa cum știți, strategia de digitalizare a început sau se desfășoară ca și specific începând cu anul 2021. De aceea eu cred că este important că ați furat acest start, cum îmi place mie să spun, și că atunci când strategia de digitalizare se va fi așezat în România, ceea ce eu consider că se va întâmpla în 2-3 ani de zile de acum încolo minim, da, Călărașul va fi cu mulți pași înainte. Lucru pentru care vă felicit. Noi ca și integratori nu ne numim așa, sau eu personal țin să nu ne numim așa, fiindcă am lucrat în parteneriat cu dumneavoastră și sper să o facem în continuare. Am încercat să oferim cea mai nouă tehnologie și în scopul proiectului el să se adreseze atât dumneavoastră la nivel de primărie, funcționarului public care are nevoie de timp, care are nevoie de weekenduri, care în zona de contabilitate, și eu văd aici pe doamna Ene, este foarte greu la finalul anului, la finalul lunii, în data de 24-25, e nenorocire. Sperăm să avem timp pentru noi, pentru fiecare dintre dumneavoastră și să reușiți să dați aceste rezultate mult mai repede, fiindcă procesele pe care le aveți acum și la nivel online, cele adresate cetățenilor și cele interne în procesele noastre de lucru, vor fi mult mai simple. Este adevărat că este o muncă de echipă și că în toate segmentele de activitate pe care dumneavoastră le aveți, va trebui să lucrăm în sistem ca ele să poată fi colaborate și ca efectele și centralizatoarele și rapoartele să fie comune. Acesta este de altfel scopul acestui proiect, acela de a reuși ca orice informație o introduceți dumneavoastră la nivel, de exemplu, de registratură a unei persoane, a unui cetățean, el să poată să își exercite toate datele în toate celelalte departamente fără a mai fi nevoie să le mai introduceți de fiecare dată. Că vorbim de registru agricol, că vorbim de taxe și impozite, că vorbim de partea de urbanism și așa mai departe. Ceea ce eu cred că și-a punctat foarte bine domnul primar este această ieșire în online. Dumneavoastră ați făcut un pas foarte mare,
este un pas mic și vă spun acest lucru fiindcă din acest moment va trebui ca primăria împreună cu conducerea ei să facă conștientizare la nivelul municipiului Călăraș. Cetățeanul trebuie să fie informat prin toate mijloacele care posibilitatea să acceseze orice tip de informație publică sau poate să ceară orice tip de document online, fără să fie nevoit să mai vină la ghișeu. Ceea ce cu siguranță o să vă ușureze munca, fiindcă știm cu toții, eu cel puțin în 15 ani de administrație publică, știu că cetățeanul vine de foarte multe ori pentru informații micuțe, informații derizorii, care ar putea să le obțină foarte ușor din online. Este important că aveți portal, mare atenție, site-ul unei primării nu are legătură cu portalul. Știm foarte bine că am trecut din 2018 prin acest minunat GDPR, această protecție a datelor cu caracter personal și că numai portalul este acela care vă pune la dispoziție cetățenilor, da? Cererile respective, ele nu intră pe o rețea, deci nu se trimit pe mail, ci se încarcă de către cetățean în același portal, astfel încât datele lui sunt 100% securizate. El poate să ceară în acest moment certificat fiscal, poate să ceară certificat de urbanism, poate să ceară, nu știu, să-și depună orice tip de cerere, să solicite o adeverință, să solicite chiar o programare la domnul primar. Da, aveți inclusiv modulul de programare online. Da, ceea ce ar fi foarte bine pentru zona de registratură. Da, deci din punctul nostru de vedere, consider că în momentul de față cetățenii trebuie să fie conștienți de instrumentele pe care primăria le pune la dispoziție. Dincolo de faptul că acest proiect își dorește să-și atingă țintele, el a fost dezvoltat și implementat într-o perioadă grea pentru fiecare dintre noi. Nu știu cum a fost pentru dumneavoastră anul trecut, dar bănuiesc că la fel de greu, da? Cu cetățeni care au trecut prin frica de a veni la ghișee, de a-și plăti taxele și impozitele, de a-și mai registra un rol și așa mai departe, în acest moment ar trebui, în mod normal, să nu mai existe aceste dificultăți. Nici n-a vă atrage de toate taxele la nivelul primăriei, nici n-a putea merge mai departe, că știm bine că în timpul pandemiei s-au făcut multe construcții, iată, se puteau emite autorizări de construire, de certificate de urbanism și așa mai departe. În același timp, în proiectul respectiv au existat module în care primăria relaționează în mod direct, de exemplu, cu birourile judecătorești, care iarăși este un lucru foarte important. De asemenea, partea de prescriptibilitate, partea de relație cu poliția, de RCPIV-ul. Sunt 12 module și fiecare dintre ele, la rândul lor, da, au submodule. În total sunt 36, nu o să vi le evidențiez. Eu de altfel o să rog și pe colegii mei să intervină, pentru că atât domnul Alexandru Soare, care este directorul general al Integrisoft-ului în zona de vânzări, cât și domnul Florin Năstase, care este pe zona de urbanism și harte interactivă, care iarăși e pusă la dispoziție de Primăria Municipiului Călăraș prin acest proiect, vor avea și câteva amănunte tehnice, dacă doriți să le cunoașteți. Ceea ce este important este că proiectul se finalizează cu o conferință, cea de astăzi, dar este un nou început. Acest proiect are vizibilitate 5 ani de zile, conform normelor POCA. Este un proiect în care trebuie să lucrăm și trebuie să dovedim că își atinge scopul pe termen lung. Am încredere în dumneavoastră, sunteți oameni tineri, sunteți oameni care v-ați dori să ieșiți din zona de confort și vă mulțumesc. Nu vă pot promite că va fi ușor, dar vă pot promite, repet, că veți fi înaintea multora și veți putea fi un exemplu oricând pentru societatea dumneavoastră. Mulțumesc din suflet, dau cuvântul domnului Alexandru Soare și vă doresc succes în continuare și să fiți sănătoși, în primul rând. Bună ziua! Mulțumesc pentru oportunitatea de a fi astăzi aici. În primul rând o să încep cu mulțumirile echipei de conducere și a domnului primar în frunte, a primăriei Călăraș, pentru că au avut viziune și au avut dorință de a face o schimbare profundă în societate. Asta înseamnă că s-au axat în primul rând pe a automatiza. Și automatizarea în zona asta de software înseamnă că trebuie să fac ceva la aplicația pe care o pun la dispoziție atât inspectorului, adică angajatului, dar cât și cetățeanului,
să meargă mai repede, să nu trească să stau și să aștept sau să fac de două ori același lucru. Motivul pentru care mă aflu eu astăzi aici este să vă spun că în ceea ce privește zona aceasta de online, este una din, cum să vă spun, perspectivele cele mai frumoase. Puteți, în momentul de față, să oferiți servicii de calitate, nu doar cetățenilor care au de făcut, eu știu, ceva de plată sau au de primit unul din documente. Puteți să vă încurajați această exploatare a serviciilor electronice, inclusiv către mici întreprinzători, pentru că capacitatea sistemului nostru permite ca o persoană, dacă este mic întreprinzător, adică are o societate comercială, el poate să fie împuternicit nu doar pe el însuși, adică că am o proprietate, am o casă, am o mașină și îmi plătesc și îmi schimb documentele în relația cu primăria, dar pot să fiu și reprezentantul a mai multe firme pe care le reprezint. Asta înseamnă că o persoană poate să-și gestioneze în format electronic sau poate să delege societatea, eu știu, un contabil sau un director general către o altă persoană, astfel încât să comunice în relația cu primăria noastră tot un format online. Asta vă spun că este o viziune extraordinară și mulțumesc încă o dată domnului primar și echipei de conducere că a înțeles să pună un astfel de sistem la dispoziție cetățenilor, dar și noastră ca inspectori, ușurând foarte mult comunicarea. Asta e cel mai important. Aș vrea să vă spun că în zona asta de ca particularitate a sistemului pe care îl punem la dispoziție este că preia automat informațiile pe care persoanele respective le depun în acest portal, le preia automat în sistemul nostru fără să mai introduceți datele acelea încă o dată. Pur și simplu apăsați pe un buton care se numește validează informațiile respective și mai urmează încă un buton fenomenal care se numește generează. Adică, practic, documentul respectiv este generat automat de sistem. De ce vă spun treaba asta? Este pentru că am făcut și în alte municipalități și se câștigă timp enorm, nu doar pentru noastră, dar și pentru cetățean. Practic își pot primi acele documente electronice într-un timp foarte, foarte scurt. Nu mai este timpul de a se deplasa la instituție, nu mai trebuie să aștepte la coadă. În primul rând că îl puteți programa prin acest modul de programări online, astfel încât persoanele să nu mai trească să stea la coadă. Deci vă setați un număr de minute pe care o persoană îl are la dispoziție. Puteți să dați și o perioadă de pauză, astfel încât în permanență lumea care vine la ghișee se poate programa, dar nu mai așteaptă. M-ați înțeles? Și este fantastic că omul nu mai trebuie să stea neapărat afară, o să urmeze canicula sau dacă e frig. A creat în aceste instituții majore, mari, exact cum este și Călărașul, pentru cetățean un confort. Își dă seama că nu mai trebuie să treacă prin diverse dificultăți să acceseze un serviciu de calitate. Ce aș vrea să vă spun referitor la, să completez puțin la ceea ce a transmis colega mea, persoanele care apelează aceste servicii electronice, dacă le veți încuraja în momentul în care vin la ghișeu, își vor da seama că este mult mai rapid și mai ușor să stea acasă și în loc să mai vină la primărie, să facă lucrul ăsta de acasă. Ține de dumneavoastră să transmiteți aceste informații cetățenilor, oamenilor din comunitate, să-și dea seama că același lucru îl primește dacă stă acasă. Și vă spun treaba asta e că este extrem de ușor, e un proces de educare împreună cu dumneavoastră și vă stăm la dispoziție toți angajații de Integrisoft, mă refer aici consultanți experți, dacă aveți nevoie să vă sprijine pentru a duce acest mesaj mai departe. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată. O să-i dau cuvântul să spună câteva lucruri frumoase și pentru zona asta de digitalizare în zona de localizare, adică hărțile inteligente, colegului meu Florin Năstase. Vă mulțumesc frumos! Bună ziua! Avem în momentul acesta aplicația de hartă electronică care poate fi accesată din rețeaua primăriei. Avem făcute integrări între aplicațiile pe care le folosiți dumneavoastră și hartă. Dacă doriți să căutați o adresă, dacă doriți să căutați un teren, un cadastru, avem
facilitatea de a genera un certificat de urbanism din hartă și avem mai multe dezvoltări în curs. Aplicația poate fi și trebuie să fie actualizată și ținută la zi. În cazul în care se dorește, nu știu, o dezvoltare ulterioară, vă stăm la dispoziție, discutăm și o punem în funcțiune. Cam asta am ce să vă spun. Dacă doriți informații sau întrebări punctuale, tehnice, vă stau la dispoziție. O să mai fac eu o completare, că am o experiență de foarte mulți ani în administrația publică în ceea ce înseamnă crearea de sisteme integrate. Echipa care a avut viziunea acestui proiect a vrut să facă un lucru fantastic din perspectiva noastră de furnizor de aceste servicii. A vrut să creeze prin această hartă electronică posibilitatea de a avea în timp real informații din sistemele care folosesc, practic, care sunt folosite în departamentele noastre. Deci dacă lucrez la registru agricol, la taxe și impozite, la urbanism, la patrimoniu, unde mai pot lucra zi de zi, practic aceste informații se duc automat în sistem nativ, asta face Integrisoft, creează un sistem nativ de a urca aceste informații în această hartă, deci practic cu cât lucrați mai mult și introduceți mai multe informații, cu atât pe hartă pot fi văzute informațiile. Vă spun treaba asta pentru că am participat la mai multe audite de la Curtea de Conturi la entități publice, exact ca și la dumneavoastră, și ele era foarte greu să le arate unde sunt lucrurile și cum pot să gestioneze ușor informațiile din sistem. Aveți ocazia cu aceste hărți inteligente să puteți să introduceți informații de la coșuri de gunoi la bănci, să vedeți exact, să faceți poze, le urcați și puteți să le vedeți pe harta electronică. Nu mai trebuie să stea domnul primar și cu echipa dânsului de conducere să urmărească efectiv din teren, domne, tot ce am făcut, toate investițiile noi pe care le-am actualizat. De ce? Pentru că în momentul în care introduc informația la investiții, trece prin patrimoniu, cei care gestionează patrimoniul public, poate să facă poze, poate să încarce documentele justificative ale cele achiziții și ele ulterior vor putea fi vizualizate de către echipa de management, da? Nu doar domnul primar, cum este singur, nu le poate face pe toate, dar echipa de management le are în timp real. Și asta aduce mari beneficii și noastră după aceea. Gândiți-vă ce ar însemna peste un an, doi, trei, când toate informațiile pot fi accesate printr-un singur click, nu doar la nivel de unde este, dar și cu toate documentele aferente lui. Nu mai trebuie să-mi umplu bibliografuri întregi de hârtii, le pot scana și le introduc în sistem. Credeți-mă că asta este o viziune extraordinară și ăsta este viitorul, să aveți o bibliotecă virtuală a tuturor informațiilor din primărie, accesate în acest sistem integrat. Având în vedere că treaba asta de sistem integrat este un lucru unic și este un lucru care aduce în societatea noastră un beneficiu pentru noastră și pentru cetățeni, eu vă mulțumesc. Îmi permit să trag o concluzie. Vă rog. Concluzia este următoare. În primul rând, îndrăzniți să folosiți acest sistem. Dacă sistemul nu este folosit de dumneavoastră, în primul rând, dar veți avea obligația să folosiți acest sistem, pentru că sistemul nu este suficient numai să existe. Trebuie să încărcați, așa cum spunea domnul manager, dar trebuie să încărcați datele acolo, ca să putem să le folosim. 2. Începeți diseminarea acestui proiect. Să spuneți la toată lumea, la prieteni, folosiți zona online pentru că avem ce să vedem acolo. Ce putem folosi acolo. Dacă dumneavoastră nu diseminați existența acestui proiect și existența acestui soft care ne ajută pe toți, nu simplificăm cu nimic administrația și birocrația. Dar trebuie să începem. 1. Să folosiți dumneavoastră sistemul foarte des. 2. Să diseminați această informație că există acest proiect și acest soft pe care îl are primăria. Și 3. Să folosim toate mijloacele media în care să promovăm cel puțin o lună de zile de aici încolo, dacă nu și mai mult, în care să explicăm cum se poate folosi acest soft
și ce beneficiar. Dacă nu facem acest lucru, acest proiect l-am făcut ca să-l avem. Dar cu siguranță vom face în așa fel să fie folosit și să dea roadă. Eu vă mulțumesc pentru implicare. Cine vă mulțumesc?